Haideți să încep, vă rog să vă abonați la canalul meu, să apăsați clopoțelul și să dați like. Sâmbătă seara va fi petrecerea cu foștii concurenți. Deja au venit la București, am văzut că au postat un live, era Denisa, Zain, Alex și Roberto, au vorbit puțin despre ce o să facă. Mă bucur că am văzut-o pe Denisa, avea o pălărioară caragioasă. Denisa e o fată extraordinară, să știți. Dacă ajungeți să o cunoașteți, e o fată extraordinară și frumoasă. Și frumoasă. Face cinste Brăilei. Nu ca cealaltă din sezonul 7, care e rușinea Brăilei. Mai ales ce a făcut în emisiune, dar nu vreau să vorbesc despre actuale, vorbesc despre Denisa. Abia aștept să înceapă petrecerea să-i văd. Și emoții și de o parte și de altă, și cei din casă și cei care sunt invitați, să vedem cum s-au desfășura. Unii au impresia că va fi scandal. De ce să fie scandal? Au venit la o petrecere să distreze, să bea ceva, nu mult, să mănânce ceva, să șadă de vorbă, să mai afle noutăți cei din casă. Nu e nevoie de scandal. De ce? Sunt toți tineri, sunt liberi. Iar puțin mai devreme am văzut un live cu, parcă pe Instagram sau pe TikTok, nu mai știu, că eu mă uit pe toate, cu Roberto și cu Alexuțu, vorbeau amândoi, răspundeau la întrebări de acolo, Alex genul lui să râdă de toată lumea, foarte bine, iar la un moment dat întreabă pe Roberto ce face Bunii și a apărut și Bunii pe cameră, am văzut-o, i-a zis să rămână, a vorbit puțin cu ea, iar zice Bunii că Alex are gura mare și zice, pe când n-am avut o gura mare? Și că nu-l lasă pe Roberto să vorbească. Păi nu mai apucă să mai zică două vorbe Roberto, că intră el și vorbește și vorbește, știți. În emisiune tot așa făcea, cu gura mare. Dar câteodată mi-era simpatic, nu de fiecare dată, bineînțeles, dar câteodată chiar mi-era simpatic, mai ales cum vorbea cu Irina, mă prepădeam de râs, chiar a zis că vrea să o vadă pe Irina. Păi, o să o vadă, că e acolo, e liberă, una dintre fetele libere. Să le vedem. Relațiile se fac și se desfac. Nu merge, pleci. Pleacă ea, pleacă el, te desparzi de comun acord, decât să înșeli partenerul cu scandaluri, cu poliție, cu de-astea. Am văzut cazuri din astea, să știți, am văzut destule. Aici nu în Rodos, aici e liniște, aici e chiar foarte liniște. Dar am văzut în România și la noi în oraș și prin câte orașe am stat, că am stat în multe orașe în România, să știți. Inclusiv în București și în Constanța și în Timișoara. Și în Reșița. Astea din orașele mari care am locuit și în alte. Așa că cel mai bine nu merge, te-ai despărțit. Sunt femei și bărbați peste tot în lume, peste tot. Și nici nu contează ce vârstă ai, să știți. Nu contează, chiar nu contează. Toată lumea vrea să cunoască pe toată lumea. Eu aici am mulți prieteni, mai mulți ca în România. Mergem, ne distrăm, mai ales că s-a deschis sezonul, la plajă, peste tot. Și vreau să vă zic ceva drăguț. Claudia, de la sezonul 2, care știți că e însărcinată, are băiat, a avut cununia civilă astăzi, după informațiile pe care le-am primit eu. Chiar am văzut niște fotografii cu ea îmbrăcată într-un costum alb, se vedea și burtica. Avea o coafură foarte frumoasă. Claudia are un păr extraordinar, tot timpul i-am admirat părul lung și bogat. Claudia e o fată frumoasă, m-am înțeles bine cu ea în casa mireasa, doar atâta cât a fost în relație. Ea mi-a spus că această relație a fost impusă de staff, ca să nu fie eliminată, pentru că ați văzut, era la cursă de eliminare, cursă, nu era atunci cursă, erau, propuneai și o eliminat ziua aceea. Dar tot timpul staful făcea câte o minune ca să o salveze, dar până la urmă, dacă n-avea cuplu, și așa au fost propuse spre eliminare, chiar eu am propus, că știam că nu o să plece. A fost una dintre preferatele mele, ea cu Lorena și cu fata mea de ciocolată, Ștefania.
Vă mai amintiți de Robert Buzescu, parcă de la sezonul 5, care încerca să o da de la sezonul 5 o noaștere cu Larisa din Spania, dar nu i-a ieșit, că n-a vrut ea, el ar fi vrut. Am fost o poză cu el în mașină cu un prieten, dar frumos era. L-am văzut și pe Sebaidin cu Ada, vedeți? În casă, parcă, mi se părea câteodată că fuge de ea, dar uite, acum sunt împreună. L-am văzut și pe Alex Soțu într-o poză cu fața aia lui, știți cum are. Pe Alin Georgescu cu soția la mare, foarte mușculos. Pare slăbuț așa dacă îl vezi îmbrăcat, da? Avea un corp mușculos. Avea mușculos. Și eu am. Și mai câteva poze cu ea singură, pe la hotel sau pe unde mai erau. Și postase un, era roșu la față și postase un mesaj, cred că l-a întrebat careva dacă e nervos și spunea că nu e nervos, e doar ars de soare. Păi așa e la mare, așa e la mare. Și eu am fost la început arsă de soare, acum nu mai, m-am negrit, poate observați, observați. Stau în fiecare zi de 2 ore, că n-am și eu timp, în fiecare zi, adică. Fiecare zi am timp să stau 2 ore. Am văzut-o și pe Alexandra Ghioca de la sezonul 5, da, cu iubii ei, un iubii frumușel. Știți că a avut 2 relații în casă, dar nu s-a lipit nimic. Pe Denisa Dumitru, aceea frumoasă fată, de făcea filmele acelea sexy, sau cum le zice acum. Avea un costum de baie sau doar, nu știu, foarte sexy, era îmbrăcată ceva pe ea. Pe Roxana Tobă, proaspăt despărțită de Paul, îmi pare rău că s-au despărțit. Paul era chiar un băiat super. Decât poza, nu știu nimic altceva despre ea, că ați văzut și-a ținut și numele. Știa ea ceva, că de asta și-a ținut numele, bine, a zis tată ei. Cosmin era cu un grup de prieteni de la sezonul 6, câștigătorul de experiență ca altceva. Am înțeles că s-a despărțit și de iubita lui, ceva s-a întâmplat, asta e problemele lor de cuplu, nu intru în mai multe amănunte. Toată lumea se desparte, toată lumea. Care nu se înțelege, bine se desparte decât să-și adă sechină într-o relație. Ce mai bine? Nu te înțelegi, te-ai despărțit. Ce? Nu e nimeni bătut în cură. La o rând, îl lași pe, pe Roberto la petrecere și zice, da, da, fiecare. Ția careva de el. Săra cu Roberto, e băiat mic, nu știe. A stat atâta timp în casă, aproape tot sezonul. De asta degeaba ne-am găsit și el o fată. El a încercat asta, nu putem să spunem, a încercat, dar nu s-a lipit, n-a vrut niciuna. Era și foarte insistent, cum o vedea, cum direct cu declarații. Nu le place așa ceva. Femeile vor să fie cucerite treptate, treptat, nu dintr-o dată. Ești iubirea vieții mele, hai să ne pupăm, să ne... Nu are tact, nu are, că de asta l-a lăsat și femeia aceea cu copilul. Dar asta e fix problema. Lui. Eu vreau să-l văd. Că mie mi-a fost simpatic Roberto la început, chiar mi-a fost simpatic. Era el și Vlad mi-e simpatic și acum. Că își vede de treabă, nu s-amestecă nici el, nici Cătălina, nu s-amestecă cu nimeni și... Dar Roberto, de când s-a înhăitat cu Hatice Mihai și Simona, de Andrei nu zic nimic, că el era afară. Nu mai te înțelegeai cu el, Roberto, a început scandalul, știți, atunci cu Antonio, că de-aia și a fost eliminat, a intrat în cursul de eliminare, foarte urât a făcut, putea să-și vadă de treaba lui și era așa cum. Că ați văzut George în sezonul 6, a stat până la sfârșit fără cuplu, el cu Adina. Da, dar uite-te, dacă nu știe să vorbească. Și am văzut, pe lângă toate astea, niște poze foarte frumoase, cel puțin câteva extraordinare, cu Izabela de la sezonul 13 și cu fetița lor. Ia mă, dar tu faci picioarele așa. O minunie de fetiță. Mare. 6, 7. Jessica Linca, parcă zicea că o cheamă. Mai aproape, vreau să... Mai aproape, el era, Blaze era foarte emoționat, mi se pare corect. Am văzut și un video cu ei. El o ținea în brațe așa mai cu frică. O femeie, nu știu cine a fost, i-a dus, o ținea în brațe. Am văzut și la spital s-a dus la ea, era Izabela pe pat. Și vezi lângă ea, o familie frumoasă, o familie frumoasă, clădită pe iubire. Nu s-au căsătorit în emisiune din cauza că el, nu știu ce, lipsea niște acte, dar au făcut-o după aceea și acum au o familie frumoasă. Mă bucur pentru ei.
Cu Ștefania am vorbit doar pe telefon, pentru că n-am avut foarte mult timp în România, anul trecut în noiembrie, în 20, țin minte. Mă întorceam din Sicilia și am avut escală în România. Așa s-a nimerit biletul, n-am cerut intenționat. S-a nimerit biletul să am escală câteva ore în România, adică am dormit acolo la băiatul meu, la David și la Andra. Și am apucat să vorbesc cu ea pe cameră. S-a bucurat foarte mult să mă vadă și eu m-am bucurat să văd pe ea. I-am lansat și acum 3 ani, acum 2 ani, sau când am venit de la emisiunea cu 2 ani, am zis să vină în Rodos, dar până acum n-a venit. E, avea și ea problemele ei, fiecare avem. Oricum, Rodos e aici, eu sunt aici, când vrea să vină, nu e nicio problemă. Să revin la Claudia, că de ea vorbeam. În septembrie o să vină pe lume băiețelul. Aș vrea să-l văd măcar o fotografie, ceva, până când mă duc în țară, nu știu când mă duc. Deocamdată lucrez și n-am nicio intenție să plec, nici n-am cum. Și doresc foarte multe fericire. Altceva n-am ce să-i mai doresc decât fericire. Ai fericire, ai tot. Că vorbeam de fericire, am văzut câte fotografii. De fapt, una cu Gabriela, care e însărcinată de la sezonul 6, părăsită de Valentin, foarte urât din partea lui. Așa, erau câteva poze undeva la țară, era frumos acolo, cu copaci, verdeață. Și am văzut că ținea în mână o carte, Drumul spre succes, de Napoleon Hill. O carte foarte bună, am citit-o și eu, să știți, de dezvoltare personală, am multe cărți de dezvoltare personală. Eu citesc așa ceva de anul 2010. De atunci citesc. Atunci am citit prima carte de dezvoltare personală. O chema Puterea extraordinară a conștientului. Și după aceea am citit Legea atracției. Și după aceea am tot citit. Și acum am. Acum am un nivel mai înalt. Pentru că știu mai multe despre dezvoltare personală. Dar să știți, gândurile chiar devin fapte. Știu din experiența mea. Dar nu vorbim acum de experiența mea, vorbim de petrecere. Aștept petrecerea. La revedere!